bucurie vă spunem bună seara, stimați telespectatori, adică eu, Marian Butan, și colegul meu, Florin Negiba. La întâlnirea cu a doua ediție a emisiunii Realitatea Nefardată, emisiune în care îl avem ca invitat pe directorul filialei giurgiuvene de Cruce Roșie, domnul Marian Măcelaru. Bun găsit, domnule director! Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră, telespectatorilor și echipei minunate care o avem aici în studio și felicitări pentru ceea ce văd, la mai bine și la mai mult. Mulțumim frumos! Domnule director, am apreciat că este cazul să veniți în cadrul emisiunii noastre, pentru că filiala giurgiuveană a Crucii Roșii este o instituție care are multe lucruri de spus în acest oraș în care sunt multe de realizat. Pentru început aș vrea să facem un scurt istoric al Crucii Roșii în general, al activității dumneavoastră la filiala pe care o conduceți. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mulțumesc în numele întregii echipei care este la filiala de Cruce Roșie Giurgiu, în numele voluntarilor, pentru că eu nu pot chiar eu să-mi iau toate de bine fără niște oameni minunați care am în jurul meu și fără o echipă care de-a lungul anilor am reușit să o construim. 4 iulie 1876 marchează nașterea Crucii Roșii Române. Avem anul ăsta 137 de ani de existență, spune foarte multe lucruri acești ani, cu multe realizări, cu necazuri, cu urcușuri, coborâșuri, dar niciodată n-am intrat în pauză să se întrerupă această activitate a Crucii Roșii Române. Printre membrii marcați ai Crucii Roșii Române, să amintim pe primul președinte al Crucii Roșii Române, prințul Dimitrie Ghica, regina Maria, care a fost mama Crucii Roșii, și exemplele pot continua până în ziua de azi. Dar, repet, niciodată singur nu poți să faci dacă nu devii un magnet pentru a atrage oamenii de bine și cei care vor să-și dăruiască sufletul și inima pentru cei aflați în suferință. Noi întotdeauna ne-am constituit filiala de Cruce Roșie Giurgiu într-un ambasador al acestui oraș, al acestei țări, pentru că în orice activitate, în sport, în muzică, în cultură, devii un ambasador al țării tale și respectiv al orașului din care provii. Și întotdeauna am ținut cu dinții, ca să zic așa, de acest lucru, peste tot și nu am fost în puține locuri, să reamintesc că suntem din Giurgiu, orașul de la Dunăre, care privești după malul nostru la malul bulgăresc. Am ajuns la acest moment de început al emisiunii și aș vrea să vă rog să, pentru o bună înțelegere, de fapt, a activității dumneavoastră de către telespectatori, să delimităm puțin activitățile pe care le întreprindeți dumneavoastră de, eu știu, serviciu de ambulanță, de, știu eu, Direcția de Sănătate Publică. Aveți niște activități care se întrepătrund cu instituțiile respective, dar și niște activități stricte, proprii. Corect, corect. Deci Crucea Roșie Română, respectiv Crucea Roșie Giurgiu, nu este o unitate medicalizată. Există până la un punct, avem o activitate medicală, deci constituirea de echipe de intervenție la situații de dezastre, prim ajutor, cursurile care se țin cu trainer și cu oameni specializați, dar noi avem departamente, până la 12 departamente, și vreau să vă spun că nu există o facultate a Crucii Roșii. Facultatea de Cruce Roșie o faci mergând, nu stai pe loc, de la zi la zi capeți o nouă experiență și la bagajul tău de cunoștință, dacă ești tu nemulțumit, mai adaugi ceva. Ca să mă corijez, de fapt există o facultate de Cruce Roșie în Suedia. Aici trebuie să știi de toate. Aici, ca să fii un bun manager, trebuie să știi să dai și cu mătura, să dai și cu lopata, să știi să primești o delegație, să știi să vorbești pe limba la fiecare și ca să știi în momentul când ceri, să știi ce anume ceri, pentru că tu să ai cunoștințele pentru că ai trecut până așa ceva. Munca cu omul este munca, consider eu, cea mai grea. Trebuie să știi să vorbești pe limba la fiecare și să te faci înțeles și să ai o comunicare pentru toate nivelele.
nu este admis să vorbești la un nivel suburban cu un intelectual și invers. Dacă reușești și ai răbdare ca să îți atragi de partea ta niște oameni, reușești. Nu se poate face peste noapte rapid. Cu răbdare, cu muncă, cu dragoste. Și dacă omul te simte că ai ceva să-i dărâși, dacă omul simte că tu efectiv nu trișezi în activitatea pe care îl pregătești și în care tu o manageriezi, este ok. E o marotă că noi românii nu avem obișnuința voluntariatului. Niște sute de ani de experiență a Crucii Roșii spune de fapt altceva. Voluntariatul funcționează. Probabil că pe alte segmente de activitate voluntariatul nu funcționează. Crucea Roșie e o dovadă că românii încă, nu încă, tot timpul au avut cumva o chemare spre voluntariat. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna, nu întotdeauna, dar de regulă lucrurile frumoase se arată, dar nu se repetă. Uite că românul poate să facă și voluntariat, uite că românul este și umanitar, uite că românul este și cu dragoste de frumos și de bine. Voluntariat a fost și înainte de 89, voluntariat a fost în 137 de ani. Observ că și alte ONG-uri și fundații merg pe voluntariat. Acum trebuie să găsești omul potrivit la locul potrivit, pentru că totuși consider că în momentul când ai depistat un segment unde găsești, eu știu, niște tineri care urmează a fi pregătiți pentru salvatori de vieți omenești, aici trebuie să ai foarte multe calități. Voluntariatul este altfel într-o țară foarte bine dezvoltată. Și vreau să vă spun, aici vreau să vă spun că, de exemplu, în voluntariatul de la Curtea Regală Spaniolă, acolo foarte mulți, în lipsa alte activități, vin și oferă serviciile către Crucea Roșie Spaniolă. Ca să nu spunem că, de fapt, și Juan Carlos este președinte al Crucii Roșii Spaniole. Dar sunt oameni care au tot ce le trebuie și în lipsă de altă activitate își oferă serviciile către... Sigur. La noi trebuie, în primul rând, către un potențial voluntar, trebuie la un moment dat să realizez dacă sunt probleme și de foarte multe ori trebuie să intervii în primul rând la voluntar pentru a putea să-l ajuți să treacă pe probleme de familie sau probleme personale ca să ai potențial un voluntar cât de cât cu niște probleme rezolvate. Voluntariatul la noi e puțin mai delicat. Mi-ați deschis ușa către o nouă curiozitate. Care e profilul voluntarului? Spuneați că în țările civilizate sau potent financiar vin aia cu portofelul plin, mă plictisesc acasă și vin să ajut comunitatea. Corect. La noi, care e profilul? La noi nu există ușă închisă la Crucea Roșie pentru nimeni. Asta, deci eu vorbesc din punctul de vedere al staffului care există la filiala Giurgiu. Deci la noi, în momentul când cineva îți vine cu o problemă. De multe ori îmi doresc să mai văd și cineva care intră să întrebe ce mai faceți. Ce probleme aveți voi? Mai aveți. Întotdeauna cineva îți vine cu o problemă, trebuie la câte probleme le ai tu de foarte mult personale care te apasă, să le dai la o parte și să asculți pe cel din fața ta și să ai puterea de a-i da un sfat și ajuta în limita posibilităților. Voluntarul atragi, cum îl atragi voluntarul în România? Vorbesc pe segmentul, deci, Crucea Roșie. Aici numai până din aproape în aproape. Începutul a fost greu, pentru că, vedeți, în 90... voluntariatul, de multe ori, parcă la un moment dat, înainte de 89, mai erau și îți dau ordin să te duci. Era un voluntariat cu ordin. Da, era un voluntariat mai cu obligatoriu. La început, întotdeauna este foarte greu. Depinde dacă ai răbdare și dacă parcurgi toate etapele. Orice etapă pe care o parcurgi pe nisipuri mișcătoare și n-ai un teren solid, pentru că sunt situații în viață când faci un pas înapoi și dacă nu ai călcat pe teren solid
și cum zice și englezul step by step, atunci s-ar putea să clachezi. Au început voluntariatul la filiala Giurgiu tot cu tineri, dar niciodată n-am îndepărtat bătrânii. Am luat din experiența celor dinaintea mea, am fost avid și în permanență îmi place să primesc sfaturi și să sunt, am o foame teribilă pentru a cunoaște cât mai mult și am făcut, am îmbinat la un moment dat experiența celor în vârstă cu entuziasmul tineretului. Primele rezultate pe care le-am obținut s-a produs acea scânteie de interes. Ce se întâmplă? Dar știți cum a început? A început cu greutăți, a început cu inundații în Moldova. Au început campaniile de strângere de alimente în oraș. Tineri care plângeau în momentul când ne urcam o mașină să plecăm la Răcăciuni și la barajul de la Slobozia, când s-a rupt și a fost o mare catastrofă, care să meargă în mașinile care duceam alimente și cazarmamentul necesar pentru cei aflați în suferință. Ziariști din Giurgiu care au fost cu noi împreună, tineri care au fost împreună, ne-am dus, am revenit, iar am făcut transport, iar am plecat și din aproape în aproape a început să mărească numărul de voluntari. Au fost evenimentele din Transnistria, iar colectă de alimente, de îmbrăcăminte, de alimente, de medicamente, du-te la Chișinău, în Transnistria. Și a început să se formeze echipa solidă care trecuse deja prin foc. Iată cum Crucea Roșie Giurgiuveană își arată deschidere la acțiunile pe care le întreprinde, nu numai la nivel local, național și chiar internațional. Cu scuze de rigoare pentru că am întrerupt acest șir al desfășurării emisiunii și cu speranța că revenim să mai punctăm puțin pe parcursul emisiunii câteva acțiuni de genul ăsta la mod de lucru internațional al Crucii Roșii Giurgiuvene. Am să vă rog, mi se pare că ne-am îndepărtat puțin, am să vă rog să-mi spuneți pe scurt, până când colegii din regie vor pregăti primul material, cum sunteți organizați, adică cum se lucrează la o acțiune, să zicem, inundații, o localitate blocată, de zăpadă, să zicem. Cum sunteți alcătuiți, echipe, grupuri? Structura organizatorică, dar am înțeles care e profilul voluntarului acum, care e... Cred că de-a lungul anilor foarte multă populație a realizat când intervenim noi, dar e bine să repetăm ca să cunoască acest lucru. Deci intervenția Crucii Roșii Române, respectiv a unei filiale, intervine la acele evenimente care se desfășoară pe săptămâni, pe luni, nu doresc pe ani. Dar putem da timpul înapoi și să ne aducem aminte că la Revoluție delegația Federației a fost pe o perioadă îndelungată la noi, CICR-ul și Federația. Deci noi nu intervenim acum dacă există un accident în oraș sau un incendiu imediat. Serviciul de ambulanță intervine, descarcerarea, ISU. Celelalte structuri. Exact. Noi intervenim, avem o intervenție pe evenimente care se desfășoară pe un număr de zile, săptămâni, luni, cum am spus, chiar ani. Aici intervenția noastră se desfășoară pe o paletă mai mare. Avem echipe de colectă de fonduri, colectă de alimente, care se fac în punctele importante din oraș sau în magazinile mari, de depozitare în depozitele personale sau în colaborare cu jandarmeria în depozitele jandarmeriei. A doua zi, aceste alimente care se strâng sunt duse în zonele care sunt afectate. Avem echipe de intervenție la prim ajutor, cei care intervin, care ajută la evacuare, la prim ajutor în zonele care sunt afectate. Exact, împreună, exact. Salvarea. Avem echipele care intervin pentru refugiați, pentru campări, pentru cazarmament, pentru cazarea refugiaților, sinistraților. Avem cei care se ocupă de alimente, avem cei care se ocupă, echipele care sunt, pentru evidența lor, pentru că și aici trebuie să ai evidență foarte clară. Ce persoană, ce vârstă, de ce sex, cine a venit, ce ai făcut, unde a fost evacuat, trebuie să ai în permanență o situație foarte clară. Intervii iar cu echipe de psihologi pe care le avem.
Gândiți-vă că de foarte multe ori trauma psihică care se produce la un sinistrat este cumplită. De multe ori mai repede poți să rezolvi o fractură, da? Sau o emoragie, dar trauma care apare în momentul când nu mai e nimic, când nu mai e nimic în afară de casă, poate și din familie, atunci trebuie să intervii și cu echipe specializate de psihologi. Deci observați câtă paletă și ce comandament multiplu e și n-am terminat cu câte echipe avem. Deci asta este intervenția. Ziceați ceva de intervenție psihologică vis-a-vis de asistați, dar vis-a-vis de voluntari? Vi s-a întâmplat vreodată să aveți un caz de voluntar care n-are a fost afectat? Nu, care a fost afectat psihic de încărcătură? Întotdeauna când venim de la situații reale, vedeți dumneavoastră, este foarte ușor așa și te poți detașa stând pe un fotoliu la o cafea cu un prieten și butonând imaginile, vezi și niște evenimente, vezi Mali, vezi Siria, vezi Libia, vezi toată nordul Africii ce se întâmplă și una e când te duci la fața locului și vii de acolo și cu imaginile care te urmăresc zi și noapte, cu tragedia care poate este acolo. Poate cu situații prin care n-ai mai trecut, exact, chiar dacă ești exact, pregătit. Exact. Și au fost într-adevăr situații când tineri care au făcut parte din echipele care s-au deplasat la fața locului, îi urmăream de-a lungul vremii cum erau marcați și aduceau aminte și nu se produsese o traumă. Dar simplu fapt că ei nu puteau să treacă așa rapid cu buretele să șteargă aceste imagini, sigur, asta spunea foarte mult. Sigur. N-am avut cazuri, cred că la asta vă referați, cazuri dramatice, dar vreau să vă spun că, într-adevăr, de acolo, când vii la o situație reală de cutremur, unde am fost, de inundații, unde am fost, de conflict armat, unde am fost, de tornade, unde am fost, rămâne ceva acolo care greu se cicatrizează. Domnilor, o să vă cer scuze pentru că am convingerea că tematica emisiunii, cel puțin pe seara asta, ar trebui să acopere o suprafață mult mai mare de timp, să zic așa. Îmi să rog colegii din regie să ne prezinte primul material pentru că mi se pare relevant în ideea că telespectatorul trebuie să afle și cum acționează. După care o să vă rugăm, domnule director, să comentăm puțin acțiunea la care face referire filmulețul. Cu scuzele de rigoare, materialul este needitat. Regia, vă rugăm să-l prezentați. Acordarea primului ajutor, pentru că asta este foarte importantă în viață.
Cel mai important este să poți să te ajuți pe tine și totodată să faci treaba de așa natură, încât să nu afectezi nici pe cei din jur. Și totodată să poți să le acorzi ajutor și celor aflați la nevoie. Ceea ce învățați acum de la Crucea Roșie Giurgiu, cred că vă va fi de ajutor, siguranță vă va fi de ajutor în toată viața dumneavoastră. Eu urez felicit pe colegii voștri și voluntarii noștri. Vă doresc și pe voi, în rândurile noastre, ca și voluntari, voluntari cu pricepere, voluntari care să puteți, ca mâine, să salvați o viață. Vreau să știți că și Consiliul Local este alături de dumneavoastră, de Crucea Roșie. Chiar de curând, acum câteva zile, ați avut o asemenea dovadă că încercăm să stăm alături. Pe situațiile de urgență, întotdeauna există loc de mai bine în ceea ce se poate face și, în primul rând, încercăm și vom încerca să sprijinim și material, dotarea corespunzătoare, pentru că Crucea Roșie Giurgiu întotdeauna a încercat și a obținut niște rezultate extraordinare pe plan internațional și pe plan național și încercăm să fim alături și pentru acest lucru îndemn și tineretul, pentru că sunt încă, mă consider aproape de dumneavoastră ca vârstă, să fiți alături și încercați și dumneavoastră să vă implicați cât mai mult în a studia măcar niște cunoștințe de bază care să vă ajute în salvarea, poate câteodată, a unor vieți aflate în pericol. Mulțumesc mult! În direct, din nou, stimați telespectatori, la Realitatea Nefardată, cu invitatul nostru, Marian Măcelarul, directorul filialei giurgiuvene de Crucea Roșie. Domnule director, să comentăm puțin evenimentul. N-am spus telespectatorilor, practic, la ce s-au uitat. Ce eveniment s-a prezentat în filmulețul anterior? Aici erau imagini cu echipa câștigătoare, echipa campioană a României, pe locul 1 pe România. Echipajul din liceu, de la liceul Tudor Vianu, niște copii de excepție, care a reprezentat județul Giurgiu la faza națională a echipelor de prim ajutor sanitarii pricepuți. De fapt, un detașament de intervenție, ca să facem o mică istorie ca să se înțeleagă, un detașament de intervenție pentru situații de dezastru este constituit din 15 persoane plus comandantul. Dar la Giurgiu, noi mergem pe 18-19 persoane pentru că trebuie să ai rezervă. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Poate nu este în localitate, este bolnav sau orice situație neprevăzută. Și atunci trebuie să ai detașamentul complet. Aici este o echipă, deci 15, 3 echipe, un detașament. Această echipă de excepție, ca să spun așa, a dus pentru prima dată în istoria concursurilor a Crucii Roșii Române, a treia etapă câștigată de un echipaj din Giurgiu. Deci suntem, este foarte greu să ajungi pe locul 1, dar e foarte greu să menții locul 1. Vreau să vă spun că nicio filială n-a reușit această performanță de a avea 3 ediții la rând locul 1. Din 2008, avem 2008-2010, locul 1 câștigat cu un echipaj de la liceu Ion Maiorescu. 2010-2012, locul 1 cu un echipaj de la Maiorescu, niște copii deosebiți, sunt studenți acum, 2 la medicină. Și această ediție 2012-2014, locul 1, Tudor Vianu. Pe mine mă bucură că s-a spart puțin gheața, pentru că copiii sunt peste tot cu valori și minunați. Toată inteligența este să știi să-i depistezi și să-i canalizezi pe ceea ce le place lor. Am așa un regret că vor pleca, dar asta e viața. Ei urmează să plece către facultate, au anul ăsta un an greu cu bacalaureatul și liceu și facultatea, dar ei nu sunt pierduți pentru populație și pentru comunitate. Este un câștig și ne bucurăm. Se vor întoarce în comunitate, mă gândesc. Dar ei oriunde se duc, ei sunt niște salvatori. Și noi ne bucurăm că Giurgiu întotdeauna există o pepenieră, există o școală de prim ajutor și dăm către societate viitori medici, viitori profesori, în orice activitate, dar activitatea de salvator de vieți omenești
Este minunat. Și în calitatea mea de sceptic mă gândeam că avem nevoie de Crucea Roșie din altă parte, că avem nevoie de ajutoare din altă parte și constat că noi oferim ajutor, că oferim voluntari pregătiți și trimitem în alte comunități. Corect, așa este. Vorbeați mai devreme de performanțe. Înțeleg că Crucea Roșie Giurgiu stă bine la capitolul ăsta. Vreau să vă spun un lucru, că într-adevăr, în 2012, când am fost la Poiana Pinului, unde s-a ținut concursul național, un coleg de la Dor și a spus, domne, gata, s-a terminat, asta e, nu mai avem ce să facem, locul 1 e clar, de acum e numai la Giurgiu și ce aveți e de gând? Da, zice, pe 2014 ce aveți de gând? Păi, nu vă este clar? În tradiție. Da, problema este în felul următor, aceste concursuri și toate antrenamentele pe care noi le facem la Giurgiu, în afara faptului că nu ne ducem la plimbare și mergem pentru a fi pe podium, noi de foarte multe ori devenim mai duri în antrenament, pentru că un concurs și antrenamentul trebuie să-l aduci cât mai aproape de realitate. Deci aici nu te duci și hai să mergem și noi. Hai să mergem și la noi. Ghier, la da, ghier. Exact. Și atunci, de foarte multe ori tinerii, când încep pregătirea, îi simți și imediat vizualizezi și din privire de multe ori te înțelegi cum. De multe ori mai strâng, asta înseamnă coeziunea echipei. Mai strâng e dândin și zic, perfect, nicio problemă, simt nemulțumirea, dar vreau să vă văd pe podium și să-mi spuneți ce veți simți atunci. Și întotdeauna avem mulțumirea și satisfacția că ei înțeleg despre ce este vorba și că, de fapt, tot ce învață, ei nu las la filială, le este lor de folos și pleacă cu acest bagaj de cunoștință și se duc oriunde în lume și poate să salveze efectiv un om. Este ceva care nu se poate explica în cuvinte ce simți în acel moment când ai la activul tău o viață salvată. E că sunteți un fel de școală de salvatori. Deci la ora actuală la Giurgiu s-a constituit și există într-adevăr școală de prim ajutor de salvatori de vieți omenești. Avem și celelalte compartimente, departamente care nu le neglijăm, socialul, drept umanitar internațional, relații internaționale, școala de surori de Cruce Roșie, cursul, dar pe primul plan noi avem prim ajutor pe situații de urgență, pentru că ce se întâmplă? În momentul când se întâmplă un eveniment, niciodată n-am dorit să avem evenimente la Giurgiu și întotdeauna am spus, este mai bine să dai într-un eveniment decât să primești. Și mulți nu înțelegeau. Păi cum? Păi în momentul când oferi, înseamnă că tu ai liniște, n-ai nicio problemă. Dacă primești, înseamnă că ești în mare necaz. Hai mai bine să oferim. Îmi cer scuze, domnule Măcelaru, am o curiozitate care îmi prisosește, ca să zic așa. Mai devreme spuneați că o echipă de intervenție, să zic așa, în limbajul meu, este alcătuită din 15, noastră recurgeți la 18, pentru eventuale înlocuiri. Și pentru că tot am formulat așa, am curiozitatea care îmi prisosește și suntem la realitatea nefardată, vă rog. Aveți printre dumneavoastră, să zic așa, un personaj inedit, este vorba de actualul deputat PSD. Ce rol are la Nicolae Florian, evident, ce rol are la dumneavoastră? Nu este al 14-lea, al 16-lea, al 17-lea, al 18-lea din echipă? Da, de foarte multe ori face cât o echipă, cât un detașament. Este detașament? Da, detașament. Păi ne leagă o prietenie solidă, ne cunoaștem din 1990, este vicepreședinte la Crucea Roșie Giurgiu de 94. Este un om, nu că suntem prieteni, un om cu niște calități care dacă are cine, dacă oricine ar avea răbdare și sper să aibă răbdare și pentru cei care nu cred să-i descopere aceste calități, este un fan, ca să zic așa, înrăit Crucea Roșie și mai ales pe prim ajutor. Pentru că întotdeauna spunea și când era la Corpul Gardienilor Publici și Nova Force, să știți primul ajutor, primul ajutor, primul ajutor. Este un om care întotdeauna a fost alături de noi, ne-a ajutat și financiar cu un sfat, chiar echipamentul care a fost făcut, care iar și cu echipamentul am impresionat la concursul național,
datorită lui Florian, el ne-a ajutat și cu acest echipament și nu numai. Deci ce să vă spun, da, eu de astfel de oameni avem nevoie, vreau să spun că și alte persoane fac parte din Comitetul Crucii Roșii, dar fiind întrebarea vis-a-vis de domnul deputat, să știe toată lumea, este vicepreședintele Crucii Roșii Giurgiu. Asta mă bucură, asta trebuia scos de evident. Și membru, și membru de onoare al Crucii Roșii Române. Deci are distinția cea mai înaltă de membru de onoare al Crucii Roșii Române. De aceea, subliniam, suntem la realitatea nefardată, trebuie să se știe, să nu se înțeleagă sub altă prismă faptul că a apărut în filmulețul pe care l-am prezentat noi. Și, pe de altă parte, vroiam să trecem ușor spre următorul material pe care să-l rugăm regiei să-l dea în câteva clipe, să trecem, cum ziceam, la o altă sferă de activitate pe care o desfășoară Crucea Roșie Giurgiuveană. Este vorba de o acțiune care, o să ne spuneți, noastră, amănuntele, se desfășoară anual cu niște copii pe care îi sprijiniți într-un anumit demers. Regia, vă rugăm frumos, cel de-al doilea material. În piața centrală din Giurgiu s-a desfășurat o acțiune cu care ne-am obișnuit de 7 ani, Târgul de Jucării Vechi. Evenimentul este organizat de Crucea Roșie Giurgiu cu sprijinul mai multor școli din oraș și are ca scop strângerea de fonduri bănești pentru ajutorarea celor aflați la nevoie. Este a 7-a ediție a Târgului Jucăriilor Vechi, organizat de Crucea Roșie în colaborare cu toate școlile generale din municipiul Giurgiu. Copiii au venit aici să-și vândă jucările și au adus jucării de acasă, le vând și banii strânși și donează către Crucea Roșie în sprijinul copiilor defavorizați. Cum au privit copiii această acțiune? Cât de receptivi au fost? Foarte receptivi, atâta timp cât este al 7-lea an în care noi organizăm acest târg, au învățat să devină mici negustori, știu să-și negocieze prețul pentru a-și vinde jucările foarte bine. Observ că este o continuare a acțiunii de ieri, de la Școala Generală numărul 8. De obicei, ei organizează, unele școli organizează și în cadrul școlii, și școala numărul 4 a organizat târgul jucărilor în curtea școlii, la fel și școala numărul 8, și astăzi continuă aici în piața centrală. Adunați cu mic, cu mare, copiii și-au expus jucăriile destinate vânzării în corturile special amenajate de Crucea Roșie. Conștienți și bucuroși că își pot ajuta semenii prin această inițiativă, micuții au devenit pentru o zi mici negustori. Școala noastră participă la o campanie inițiată de Crucea Roșie prin care, prin vânzare de jucării, strângem bani pentru copiii cu probleme. Nici trecătorii nu au rămas indiferenți la acțiunea caritabilă, convinși de nobila intenție a celor mici și au cumpărat jucăriile la care copiii au renunțat cu gândul la alți micuți, ca și ei ce au nevoie de ajutor. Ce faci tu astăzi aici? Eu ajut copiii cu probleme, încerc să strâng bani pentru a le ușura viața, pentru că deși ei sunt cu o soartă mai grea decât noi, încercăm să îi ajutăm și pe ei, cu jucăriile pe care le vindem. Ați vândut jucării? Da, am avut o vânzare destul de bună și sperăm că o să putem să îi ajutăm și pe acești copii. Din nou, un platou alături de colegul meu Florin Negiba și de invitatul nostru Marian Măcelaru. Iată, domnule director, cum formați spiritul de echipă încă de la vârste atât de mici. Și am văzut că și spiritul de comerciant, negustor. Da, sper dintre ei să fie ministru de finanțe, guvernatorul băncii, adică... Un purtător de cuvânt, am văzut deja, vorbea cea. Uitați-vă la ei cât de detașat și... De fapt, ei sunt viitorul de mâine, copiii ăștia sunt minunați, trebuie să un buchet de flori, dacă știi, și floarea, să o uzi la timp, să ai grijă de ea, te răsplătești cu o floare, cu un parfum. Aici putem să-i canalizăm pe programul social, că de fapt aici este copiii ajută copiii. Acest strip de jucării pe care noi l-am inițiat la Giurgiu a fost depistarea și primul contact al copiilor cu tragedia și cu greutățile unor colegi. Ei
vin cu jucării fiecare de acasă, da? Îmi cer scuze, a zis, noi am inițiat la Giurgiu, la Giurgiu e da. O inițiativă la, locală. Da. Deci local. Pleacă exclusiv de aici. Da, deci noi am împământenit-o la Giurgiu. Și care împământenirea a prins cumva la nivel de țară? Nu, n-am auzit alte file. Dar putea să vindem, poate. Da, de ce nu? Alții au alte activități, fiecare respectă niște programele naționale, dar fiecare are lejeritatea de a aplica. În programele locale. Da, exact. Iar asta, cu cât, de fapt, de aici îți și extragi viitorii voluntari de Crucea Roșie, pentru că la tragi primul contact al lor este cu voluntarii mai mari care i-ați văzut îmbrăcați în ținută, iar ei se implică, de fapt, în ce? În actul social, umanitar. Își vinde jucăria, banii care îi scot ei, se face tabelul, se face casa, se vedeți cum numără, acei bani se reîntorc la copiii din școala respectivă care au o situație grea. De fapt, este un circuit închis, dar acest lucru trebuie să-l exersezi. Și pe urmă, următorul pas este să vii, să-l aduci la filială, de unde de aici să poți, să vezi unde îl poți plasa pe tabla de șah, ca să zic așa, la activității. E un șah interesant și procesul în sine, pentru că înțeleg că nevoia era strângerea de bani, asta se putea face simplu, ia da. De aici bani, exact. Dar făcând lucrul ăsta, exact. Dobândiți și exact. Exact. O exact. Interrelație exact. Și creați și abilități exact. Și mai, urmă, și mai, o școală după și școală. Mai este un lucru. Acești copii, vă spun că de multe ori le aplică o lecție câteodată la unii adulți. Da, uneori și mai cer și adulți. Da, adică și palma cea mai dură și lecția e când un copilaș așa parcă prefer două, trei perechi de palme decât să-ți bată obrazul în copilul ăsta. Și au fost situații, nu are sens acum să le comentăm, unde unii cred că au cam pus capul în pământ vis-a-vis de prestația lor. Pentru că ei creează și o stare de, hai să zicem, de sărbătoare. 1 iunie, păi ziua copilului. Copiii ajută copiii. Ce este mai minunat adică acest lucru? Fac o sărbătoare exact, din a dărui. Exact. Da. Asta e important. Da. Și atunci, primul pas și de mea așteaptă în fiecare an, 1 iunie. Costume, să vină anul trecut, am zis să vină îmbrăcați în costume de bal, așa, adică diferite personaje. Pentru că de o altă culoare. O inițiativă da. Prin care, exact cum am convenit, se cristalizează primele exact, noțiuni exact. De lucru, de voluntariat, corect, de intervenție. Corect. Asta e un stil de a extrage voluntarul și a oferi, uite, vino, noi îți oferim și mai răbdare, mai dăm o pagină. E o carte mare de tot această activitate de Crucea Roșie. E o carte care eu consider că începutul e, dar sfârșitul nu e, că în fiecare zi se mai adaugă o pagină, o pagină și încă o pagină, sunt volume întregi. E un perpetuum exact, mobile. Exact. Să trecem, domnilor, să parcurgem cumva jumătatea cărții, pentru că tot da, veni da. Vorba de file, da. Și vă propun să discutăm despre o altă categorie de vârstă implicată în activități de Cruce Roșie. Propun regiei să ne dea cel de-al treilea material, după care să facem discuțiile. Tineri voluntari ai Crucii Roșii Giurgiu, alături de mentorii lor și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca, au primit din partea Consiliului Local și a Primăriei Giurgiu diplome de merit pentru activitatea de voluntariat în folosul comunității. Premierea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Local, iar diplomele au fost înmânate de primarul Nicolae Barbu, un voluntar cu ștate veche al Crucii Roșii și totodată membru de onoare al Crucii Roșii Române. Aș vrea să vă mulțumesc numele Consiliului Local, numele administrației municipiului pentru ceea ce faceți, pentru faptul că vă dedicați acestei cauze nobile, pentru faptul că o parte din timpul dumneavoastră liber vi-l petreceți în folosul comunității și lucrul acesta, să știți, că va lăsa urme plăcute în dezvoltarea dumneavoastră sau în perfecționarea dumneavoastră ca oameni în viitor. Alexandra Cojocaru, un semn de respect și prețuire pentru activitatea de voluntariat în folosul comunității și sprijinul acordat activităților Crucii Roșii Giurgiu. Felicitări, domnișoară! Adrian Presuceanu. Felicitări! Succes în continuare!
Domnul doctor, să mai Alin Catrina. Andrei Nicolae. Dacă nu mai aveam diplome, să dăm bani. Mulțumesc domnului primar, pentru că nu este prima dată când se implică în activitatea umanitară desfășurată de Crucea Roșie Giurgiu. Are ștate vechi ca voluntar în cadrul filialei de Cruce Roșie Giurgiu. De fapt, și la aniversarea noastră de 135 de ani de activitate umanitară neîntreruptă, a primit distincția de membru de onoare al Crucii Roșii Române. Nu este singurul. Nu era primar. Și nu era primar, da. De fapt, sunt mai multe persoane care s-au implicat în activitatea umanitară și vreau să-i mulțumesc și domnului Vucă, care este un voluntar cu ștate vechi în cadrul filialei, și domnului comandant al inspectoratului de pompieri, Isu Blașca, care, de fapt, și dânsul s-a implicat în activitatea noastră umanitară. Încă o dată mulțumiri pentru tot. Alături de voluntarii premiați s-au aflat și dr. Bogdan Hurmuzdar și plutonier Ștefănel Marcu, care a primit din partea Isu Covasna diploma de excelență după ce în vara acestui an a salvat de la moarte un coleg pompier de la Covasna implicat într-un accident rutier în dreptul localității Daia. Domnul doctor Bogdan Hurmuz, domnul doctor care pe lângă sprijinul, felicitări domnul doctor, felicitări, este un lucru normal pentru dumneavoastră, colegii dumneavoastră s-au gândit să vă și evidențieze într-un alt fond, într-o altă formă. Vă spuneam că face parte din obiectul dânșilor de activitate și din modul dânșilor de a ajuta și de a fi acolo unde este nevoie. Felicitări încă o dată dumneavoastră și detașamentului dumneavoastră. La rândul său, primarul Nicolae Barbu a fost răsplătit cu o diplomă din partea conducerii Isu Giurgiu pentru buna colaborare de care se bucură cele două instituții, dar și pentru sprijinul acordat atunci când a fost solicitat. Iată, stimați domni, vorbeam de performanțele celor mici. Am trecut la maturi, la oameni care au experiență în Cruce Roșie. După cum s-a văzut, au fost și care au premiați. Plecat tot de mici, am înțeles de la dumneavoastră în timpul... Da. Dr. Bogdan Hurmuz, da, într-adevăr. Era elev în școala generală clasa 7-a când ne-a însoțit în transportul de ajutoare de la inundațiile catastrofale din județul Buzău, Bacău, la Răcăciuni și la Slobozia, unde s-a rupt barajul. A devenit medic, acum copiii lui i-a dus la Crucea Roșie. Bun, domnule director. Și membru în comitetul Crucea Roșie. Mai concret, la ce făcea referire firma? Adică erau premiați respectivii membri ai Crucii Roșii în urma cărui eveniment. Da, se poate. Mă bucur că se poate după ani de zile la acest nivel. Deci primăria, respectiv primarul municipiului Giurgiu, respectiv domnul Nicolae Barbu. Mă bucur că în sfârșit am intrat și noi pe ușa din față. Meritam de ani de zile să intrăm pe ușa din față în primărie și s-a produs acest eveniment. Să fim și noi invitați și încă o dată mulțumesc. Să fim invitați și să fim băgați în seamă. Când noi de ani de zile luam locul 1 și reprezentam România și Giurgiu, s-a produs acest eveniment nemaipomenit, să fim în sala de consiliu, iar domnul primar să mâneze aceste echipe care au luat locul 1 pe România, să ne îmbărbăteze, să demonstreze că este alături cu noi, de noi, să ne promită în continuare sprijinul și vreau totodată să spun că alături de noi în sală era un foarte bun prieten și colaborator, domnul colonel Apostol, șeful inspectoratului situației de urgență, un om cu mari calități, de fapt, dar n-ai cum să fii salvator și să fii și în serviciile ISU fără o inimă mare și fără să fii om de omenie. Iar un bun colaborator, pot să spun, colonelul Demetă de la jandarmerie, de sunt multe nume care le putem deschide lista unor oameni de mare calitate. Asta era evenimentul care s-a produs în această sală a Consiliului Local, unde se iau hotărâri și unde consilierii gândesc și pun în practică niște lucruri pentru urbe. Și a mai fost un eveniment de înaltă ținută, zic eu,
Ne-a surprins foarte plăcut și iar o premieră a fost. Ne-am fost invitați cu ocazia zilei de 1 ianuarie, Ziua Națională a României, să participăm la defilarea care a avut loc în municipiu și am defilat cu un detașament. O premieră la nivel exact, de țară, înțeleg, exact, iarăși. Exact. Aceste imagini au fost transmise Crucii Roșii Române, au fost afișate pe Facebook, a ajuns la Geneva, am primit felicitări, le-am spus conducerii de la București să urmeze ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu. Din țară de peste tot am fost sunați și felicitați. Și o reacție, iertați-mă. Deci de aceea vreau să vă întreb mai devreme. Scuză-mă, Marian, prin Crucea Roșie, Giurgiu a trimis o vedere exact. Genevei. De fapt, la un moment dat am și spus la colegii care ne-au sunat și voluntari, chiar un băiat din Italia, un român stabilit acolo, ne-a felicitat. Da, un fost voluntar din Bacău sau București, stabilit în Italia, a văzut imaginile și când ne-a sunat, îl simțeam așa cum aveam o emoție în glas și am spus să știi că în imaginile alea te regăsești și tu. Și le spuneam la colegi, noi la Giurgiu am defilat și pentru voi. Dar le-am spus celor de la București, la sediu central, dacă nu vor face acest lucru în acest an, să urmeze exemplul nostru și să treacă pe sub arcul de triumf un detașament al Crucii Roșii Române, noi ne ducem noi de la Giurgiu și trecem pe sub arcul de triumf. La urmă poate și merge o problemă. Da. Domnilor, timpul se scurge cu repeziciune, ca întotdeauna. Probabil că și telespectatorii simt același lucru dacă tema din seara asta și nu numai ea, cea trecută, cele viitoare, sunt agreate. Vă propun să trecem la o altă parte a discuției legată de niște inițiative pe care Crucea Roșie le desfășoară și atunci am să rog regia să ne prezinte cel de-al patrulea material. Sâmbătă 8 septembrie, Crucea Roșie marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor. De altfel, luna septembrie este plină de evenimente în care sunt implicate filialele de Cruce Roșie, cea de la Giurgiu, îndreptându-și atenția către o localitate izolată din județ. Vorbim de satul Tomulești, comuna Toporu, un cătun cu 650 de persoane, majoritatea cu vârste de peste 65 de ani. Aici, Crucea Roșie va învăța o familie cum să acorde primul ajutor sătenilor din Tomulești și timp de un an îi va pune la dispoziție o trusă cu toate materialele necesare pentru acordarea primului ajutor până la sosirea ambulanței. Începând cu data de 23 septembrie, la Giurgiu se va înființa în satul Tomulești, comuna Toporu, un centru de acordarea primului ajutor. De ce a fost ales satul Tomulești și în țară, zone izolate, unde ambulanța ajunge mult mai greu când sunt zone calamitate sau chiar când drumul este mai greu și mai îndepărtat față de orașele reședință de județ. Revenind la Ziua Mondială a Primului Ajutor, Crucea Roșie Giurgiu va fi prezentă la manifestările care vor avea loc la București, dar și la Gala Crucii Roșii Române pentru strângerea de fonduri ce vor ajuta la înființarea centrelor de prim ajutor din țară. Noi sărbătorim această zi prin delegarea unui medic la concursul național al detașamentelor de intervenție pentru cazuri de dezastre, medic care participă și la lanțul uman care se va realiza la ora 12 în București. Și nu numai atât, în această lună învățăm membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din cadrul consiliilor locale, din comunele Toporu, Izvoarele, Mihai Bravu, Hotarele, regulile de bază ale acordării primului ajutor. Va fi o lună plină, luna Crucii Roșii Române, declarată prin lege și nu numai. În acest an, tema Zilei Mondiale de Prim Ajutor este primul ajutor pentru persoanele vulnerabile. Mare de tot. Da, am revenit în platou. Domnule director Măcelaru, o să vă rog să trecem foarte, foarte scurt peste materialul pe care l-am văzut și să-mi spuneți, că putem parcurge și celelalte etape ale emisiunii, să-mi spuneți dacă inițiativa de la Tomulești o să-și aibă, ca să zic așa, repetabilitate, adică mai interveniți și în alte zone dintre astea dificile din țară cu o inițiativă de genul ăsta. Deci, este un program național, a fost și teledonul care a fost făcut pentru procurare de fonduri. Această zonă a fost aleasă în urma evenimentelor de anul trecut, din ianuarie-februarie 2012, căderile masive de zăpadă, și atunci ne-am confruntat cu multe probleme de a ajunge rapid în zonele unde erau multe persoane izolate. Deci, ăsta este începutul, ideea este a identifica zonele
care sunt greu accesibile într-o situație de inundații, de căderi de zăpadă, de, eu știu, alunecări de teren, a instrui o familie, bine aici colaborăm cu primăria, pentru identificarea unei familii care efectiv să înțeleagă rolul, urmează o perioadă de pregătire acestei familii, dotarea trusei de prim ajutor, marcarea pe casă, pe poartă, că acolo se află un post de prim ajutor care intervine pe problematica pe care va fi... Ai un soi de celule de criză. Exact, exact. După care, după un an de zile, timp în care noi finanțăm, revină finanțarea către Consiliul Local, respectiv la Toporu, Tomulești. În această perioadă... Comunitatea locală preia finanțarea... Exact, exact, exact. Noi urmărim punctele cu plus, cu minus, corectăm din mers totul, pentru că nimeni nu poate să spună că este perfect. Nu pot să spun că de-a lungul activității mele la Crucea Roșie și nu numai eu, nu s-au produs și greșeli, dar greșeli care n-au produs pagube sau prejudicii. Orice om este supus unei greșeli. Ideea este să știi din timp să le corijezi din mers, rapid, și asta și urmărim, ca acest proiect să demareze și să îl extindem după această primă fază și în alte zone. Deci nu va fi singurul punct. Asta e pilotul. Exact. Corect. Haideți să vedem o altă acțiune care tinde să completeze, în opinia mea, ceea ce ați prezentat până acum. Regia, vă rugăm frumos următorul material. Experiența a dovedit că o organizare bine planificată și un personal instruit sunt esențiale pentru reușita operațiunilor de ajutor. De aceea, Crucea Roșie Giurgiu a propus prefecturii ca la fiecare primărie să se strângă un stoc limitat de alimente pentru a putea interveni în primele ore de la producerea unui dezastru. Se dorește ca acest lucru să se facă prin serviciul voluntar pentru situații de urgență până la sosirea forțelor speciale de intervenție. Aceste stocuri de alimente, cum ar fi zahăr, apă minerală, ciocolată, biscuiți, conserve și pâine, trebuie să fie imediat utilizabile în caz de dezastru. De asemenea, s-a făcut apel și la salariații instituțiilor publice pentru a dona astfel de alimente și pentru a veni în sprijinul semenilor noștri. Pentru a face față consecințelor unui dezastru sau unei calamități naturale, este nevoie de o mobilizare rapidă și completă, precum și o utilizare eficientă a resurselor materiale. În acest sens, filiala de Crucea Roșie Giurgiu a inițiat un proiect pe care l-a propus doamnei prefect Nina Carmen Crișu de a constitui un stoc de alimente greu perisabile la serviciile voluntare pentru situații de urgență din cadrul consiliilor locale. Prin acest proiect se urmărește o rapidă întoarcere la starea normală, populația fiind ajutată să folosească în modul cel mai eficient toate ajutoarele materiale existente, dar și să intervină prompt în situațiile de dezastru, cum au fost cele de iarna trecută, din localitățile afectate de viscol și căderile masive de zăpadă, în care oamenii au avut mari probleme privind asigurarea unui strict necesar minim. Până la această dată, instituțiile care au răspuns apelului nostru și, bineînțeles, apelului făcut de Prefectura Giurgiu sunt AJOFM, care a predat deja o cantitate de alimente la Crucea Roșie Giurgiu, Casa de Pensii și ITCSMS. În total am colectat până la această dată apă minerală 54 de sticle, conserve pate 174 de cutii, biscuiți 48 de pachete, ceai 38 de cutii, zahăr 30 de kilograme. Până la această dată au răspuns apelului inițiat de Crucea Roșie Giurgiu și au solicitat detalii despre modul de organizare doar 3 instituții și 5 primării din localitățile Oinacu, Slobozia, Hotarele, Izvoarele și Daia, precum și Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu. Vorbim din nou de o avantpremieră, de un proiect pilot inițiat din Giurgiu. Da, corect. 100%. Corect. Noi acest lucru l-am demarat ca urmare la ceea ce s-a întâmplat anul trecut la căderile masive de zăpadă. Nu pot să spun că nu ne-am mișcat repede atunci, dar am constatat pe perioada la 2-3 săptămâni
de faptul că erau zone unde foarte greu se putea ajunge. Au fost un soi de soluție la o experiență. Da, exact, exact. Din orice situație trebuie să înveți ceva și să corijezi. Și în acest an, în urma comandamentelor care au fost pe vis-a-vis de codurile cu care și județul Giurgiu a avut parte, într-una dintre ședințele la Comitetul de Comandament de Iarnă, această problemă am discutat-o cu doamna prefect și pe această cale vreau să îi mulțumesc din suflet pentru faptul cum a privit lucrurile foarte serios și cu deschidere, da. N-a fost până la această dată, alți prefecți poate pe alte probleme au punctat, dar pe această problemă și care eu o văd cu mare viitor, a fost singurul prefect care a înțeles exact despre ce este vorba. Da. Dânsa a realizat exact despre ce este vorba și acum am să vă expun. Deci noi am inițiat un proiect prin care solicităm la toate instituțiile deconcentrate și primăriile din teritoriu strângere de alimente de strictă necesitate, care să fie acel stoc de rezervă pentru a interveni într-o situație de urgență în primele 24 de ore. Pentru că automat tu treci și iei din depozitul propriu, din depozitul arondat, dacă numărul victimelor celor sinistrați trece de 5.000, intervine federația, încep să derulează ajutoarele, medicamente, alimente. Și atunci, acest stoc de alimente pe care noi s-a făcut apelul prin adresa prefecturii, prin ordinul semnat de doamna prefect, către deconcentrate și respectiv primării, se referă la apă minerală, conserve, ceai, zahăr, biscuiți. Era vorba de ciocolată, ați auzit dumneavoastră, pentru că ne gândeam în perioada de ger, o pastilă de ciocolată, caloric, ce... Proteină exact. Condensată, da. Acest stoc trebuie să înceapă să funcționeze în opinia noastră și mă bucur că, iar revin la doamna prefect, mă bucur că exact a înțeles, dar probabil femeia, fiind mai gospodine, știți dumneavoastră, femeile sunt mai aplicate, da, exact. De cămară. Exact. A gândit în perspectivă și a intuit exact situația. Depozitul ăsta e un fel de cămară, da, așa știu. Să fie în permanență, să fie... Exact. A trecut zăpada, s-ar putea să vină inundațiile. Au trecut inundațiile, s-ar putea să vină, eu știu, o tornadă, Doamne ferește, o alunecare de teren, orice ce. Întotdeauna trebuie să urmărești să vezi stocul de alimente pe care l-ai, termenul de valabilitate, cel care mai are puțin termen, îl poți folosi în programul social, la familii defavorizate. Îl scoți în timp exact. Până se depreciază. Ca noutate, ce apare în teritoriu? Toate primăriile au primit această adresă, prin constituire de stoc de aceste alimente. Primii au fost și care au sunat, neînțelegând situația, când vi le aducem la Giurgiu. Am zis, stop, asta este pentru dumneavoastră. Adică este o premieră pentru că și ei s-au gândit, bă, ce idee bună, de ce le duc la Giurgiu și dacă se întâmplă ceva, pe urmă iar vine de la Giurgiu și l-aduci. Noi aducem de la Giurgiu și intervenim în condițiile în care situația îi depășește. Dar el are un stoc de alimente acolo care intervine în primele 24 de ore. El raportează prefecturii un soi de rezervă strategică, da, comunal. Exact. Raportează prin Crucii Roșii și prefectură stocul de alimente care l-a strâns. Noi avem o evidență și știm clar în 24 de ore pe ce poate să facă el față. Eu chiar spuneam și discutam cu doamna prefect și cu primari, domnilor, gândiți-vă dacă evenimentele meteo sau se întâmplă să aveți pe raza comunei vreo 6 autocare care sunt blocate și aveți acolo un autocar de nemți, de evrei și dumneata intervii acolo, te duci și dai. Acei oameni vor fi plăcut impresionați. Se duc în țara respectivă, povestește de actul pe care, la care au fost, cum au fost tratați și s-ar putea să te trezești cu o scrisoare de mulțumire, o intenție de înfrățire a localității, deși nu o donație, să zicem, din țara respectivă. Pentru că românul este cunoscut ca fiind omenos și primitor. Iar în astfel de situații nu stai tu să zici, lasă, domnule, că dacă ni se întâmplă mie, mă duc la magazinul din sat să iau. Păi da, dar știi că poate magazinul din sat n-a fost alimentat? Și iar mai este o problemă. Să nu mergem niciodată pe ideea că mie nu mi se poate întâmpla.
o situație. Nu, niciodată să nu spui, mie nu se poate întâmpla așa ceva. Întotdeauna să fii pregătit pentru orice situație. Sub rezerva unei eventuale întâlniri pe probleme de genul ăsta, știu că aveți să ne expuneți... Dar nu, încerc să vă întreb totuși că nu pot să trec chiar așa ușor peste chestia asta. Cum credeți că va fi văzută? Impact va avea măsura asta? Cum vor găsi localitățile din județ, din țară, să rezoneze la această propunere? Vedeți, noastră, este în derulare acum, nu facem încă, nu sunt dispus să fac bilanțul, dar vreau să vă spun că numărul, la data respectivă când s-a făcut reportajul, numărul deconcentratelor, directorilor a crescut, da? Vis-a-vis de apelul care a fost făcut. Eu fac parte aici din Comisia Națională de Analiză de Activitate, Regulamente și nu numai, a Crucii Roșii Române pe situații de urgență și prim ajutor, iar ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu, în data de 12-13 voi fi prezent la București la aceste comisii de lucru pentru a discuta niște protocoale care, dacă timpul vă mai permite, o să vi le relatez despre ce e vorba și o să propun la toate filialele din România să aplice același lucru, același model, ceea ce s-a întâmplat la noi. Adică este o ușurare și pentru toate filialele din țară, pentru că ei știu clar că au un fond de rezervă în orice zonă din județ. În afară de faptul că foarte multe primării, noi am instruit salariații din primăriile respective pe normele de aplicare a primului ajutor. Deci sunt pregătiți să intervină, acum intervin și cu aceste alimente și dintr-o dată îi dă liniștea primarului, comunității, poți să dori liniștit. Știi că ai acolo ceva de rezervă și ai și oameni pregătiți. Nu intri în panică și să faci procuri alimente sau să instruiești oamenii când s-a declanșat evenimentul. Atunci știi ce trebuie să faci. Deja ați prefigurat următoarea discuție pe care o aveam, ultimul punct, să zic așa, al emisiunii. Timpul, cum ziceam, nu ne lasă să parcurgem pendelete fiecare dintre subiecte, dar pentru că trebuie neapărat... Pentru timp nu sunteți pregătiți. Da. Da, într-adevăr, suntem... Pentru că trebuie neapărat să vorbim și de o acțiune de care am aflat cu puțin timp înainte să intrăm în emisie. Este, vă rog să ne spuneți despre ce e vorba. Și aici avem și noi o parte, filiala de Crucea Roșie Giurgiu, pentru că dacă în alte țări se poate, de ce să nu se poată și la noi? Cum ar fi Italia, Germania și nu numai, Franța, chiar și la colegii noștri din Bulgaria. Deci la ora actuală, în data de 12-13, când voi merge la București, merg pentru a analiza aceste protocoale, eu și încă trei colegi, protocoale care sunt convins și vreau să cred că nici nu mă gândesc să nu se semneze, dar este în premieră absolută. Deci protocol de colaborare între statul major general al Ministerului Apărării Naționale și Crucea Roșie Română, unde aici, pentru situații de urgență, pentru în colaborare cu alte țări, cu NATO, este ceva care va schimba radical și lărgirea sferii de acțiune, exact, de intervenție, și... de capacitate, deci cu cât dar sunt relaționare... mai mulți prinși, cu atât ai o forță mai mare. Și o nouă viziune, exact, e un nou concept. Exact. Avem pe urmă protocolul de colaborare între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care exista, dar este sub o altă formă, mult îmbunătățit. Mai avem un protocol de colaborare între Asociația BGIS, Divizia Dezastre și Calamități. Iar în premieră. O nouă instituție, da, cu care relaționați. Exact. Și bineînțeles, voi aduce iar în discuție protocolul care deja există între Crucea Roșie Română și Jandarmeria Național. Deci aceste patru protocoale, în momentul când în cel mai scurt timp vor fi semnate, pot să, dacă mai avem timp, deci din partea... Nu mai avem. No, atunci haideți să vă să vă smulgem, cum obișnuiesc eu a spune, o promisiune, în momentul în care aveți rezultatul colaborării cu instituțiile respective, cu Ministerul Apărării, cu celelalte instituții? Toate vor coborî în teritoriu, la nivel național. Promiteți-ne că realizăm măcar un material pentru știri.
Măcar da, atât. Da, vă promit în mod solemn și m-aș bucura ca invitația să fie în echipă, adică să fim prezenți aici și de la ISU, și de la jandarmerie, și de la armată, și de la Crucea Roșie. Atât timp cât toți patru vom fi într-o mână, așa, o mână, o forță. Studioul nostru este destul de generos, nu? Cred că, da, sigur. Așa cred că, ar fi nemaipomenit de bine să fim cei patru reprezentanți acestor instituții. Sper să nu ne-ați dat o idee. Sper să scoatem măcar o ediție specială pentru da? Știri din mă bucur, mă bucur, atât. Mă bucur. Cu părere de rău, așa cum spuneam, că timpul este suficient de dușmănos uneori cu noi. Și nu avem soluții pentru asta. Da, criza. Deci nici măcar Crucea Roșie nu are soluții nu avem, pentru nu calamitatea avem. Timp. Așa este. Să mulțumim deștept respectatorilor noștri, colegilor din regie, colegilor de la redacția de știri care ne-au ajutat pentru prezentarea materialelor ce le-am avut inserate pe emisiune. Cele și bune... să-i salutăm cu salutul Crucii Roșii. Cele bune la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Realitatea Nefardată. Bună seara! Bună seara!